Primăria Ploiești dă startul campaniei de plantare de puieți din această toamnă. Mâine, ploieștenii care doresc să pună umărul la treabă sunt așteptați la 10:30 în zona Centurii de Est. Zeci de voluntari din Ploiești și București vor planta 2500 de puieți de frasin, paltin și stejar pe o suprafață de 5000 de metri pătrați. Acțiunea este coordonată de Serviciul de Gospodărire Urbană și Asociația Mai Mult Verde. Este o acțiune deja intrată în cotidianul toamnei la municipiul Ploiești, pentru că de 2 ani de zile avem aceste acțiuni. Primăria Ploiești împreună cu Asociația Mai Mult Verde reușesc să mărească metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor prin plantare de arbori și arbuști pe centurile care înconjoară municipiul Ploiești. Acțiunea de mâine este prima dintr-un șir de astfel de activități organizate în această toamnă de reprezentanții administrației locale și Asociația Mai Mult Verde. Toți cei care doresc să se alăture inițiativei ecologice vor fi primiți cu brațele deschise pe plantație.